Astăzi e foarte frig, taică, la noi aici în studio. S-a răcit, Bade. Mulțumesc că m-ați invitat la emisiune. Ai răcit, Adrian Păunescu, în direct cu noastră, pentru 45-50 de minute. Îl am în față pe Badea Cârțan, în variantă locală. Poartă o burca, burca pe care astăzi cu toții o purtăm în semn de doliu față de ceea ce s-a întâmplat pe planeta Pământ în ultimele decenii. Ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? Au fost atâtea schisme. A căzut regimul comunist. A căzut și la mine. Mi-a căzut un țurțule exact în creștetul capului. M-a zăpăcit, știi, am pierdut și banii, mă duceam la piață, nu mai știu ce-am făcut cu ei. Banii i-am pierdut cu toții, nu ne-am pierdut însă spiritualitatea. Spiritualitatea acestui popor rămas intactă. Spune-mi, Bade, cu ce te hrănești? Ha? Cu ce te hrănești? Ce mănânci? Am luat pensia, am luat. Ai luat-o? Și cât ai pensia, Bade? Alaltă i-a venit. Asta este? La mine n-a venit decât timpul pribegirii noastre. Tocmai vreau să mă apuc să scriu un poem, se intitulează Poemul de Adrian Păunescu. Mai că nu știu cui să las această emisiune, iată-mă, sărac cu duhul, l-am adus pe Badea Cârțan în direct și nu știu cui să las frâiele emisiunii. Bade, spune-ne de Moș Crăciun. Mi-a adus o poștașă ăla nou, că ăla vechi a plecat în Spania. A plecat cu maică-sa în Spania, ăsta nu a fost profesor la facultate, taică. La arhitectură a fost postat foarte, foarte bun băiat. A luat, mi-a dus pensia, e mică, taică, e mică. Dacă ai ști cu ce Toyota umblu în privegia acestui neam, n-am să-mi iau Dacie niciodată, scurmând în măruntaiele acestui popor. N-ai un antinevralgic la tine? Aș fi avut, taică, dacă nu eram poet, poetul nu se hrănește cu vitamine, pentru el vitamina este sufletul. Asta ți-a mai rămas și ție, Bade, înțeleg, pentru că pensia e mică și slănina tot mai rară. Să vezi cât au venit gazele. Gazele au venit scump, nu mai știu, că nu știu să număr, taică, eu n-am învățat a scrie. Și mai citesc așa, printre gingii. Am învățat eu să scriu și să citesc și mă gândesc în vremurile astea, dar ce mi-a folosit, Bade? Uite, ai scrie că mușcă. Cine, ce mușcă aici? Păi, ne mușcă pe noi amândoi. Ne mușcă viața, ne mușcă regimul ăsta dement, ne mușcă pe uneori, pe unii dintre noi, ne mușcă, să spunem, conștiința. M-a mușcat un țânțar pe mine vara trecută, uite, asta mi s-a umflase, taică, mâna, nu mai puteam să o mișc. Dar am scris și eu, că el ați avut pe ăsta, pe UNESCO, am scris și eu o poezie, el mai am scris-o pe marginea ziarului, că îmi place și mie, îmi place cu poezia ta, că îmi place. Se numește Baba și Moșu. Foaie vede un boc de babă și arde moșul lângă babă. Baba îi zice, moș pârlit, nu mai ești bun de iubit. Nu mai sunt taică. Să știi că nici eu nu mai sunt bun de iubit, de pe când Constanța Buzea mă atingea la tâlpi. Tâlpile mele au fost omagiu adus spiritualității acestui neam. Tâlpi groase, groase ca niște bucăți de carne bătute cu toporul. Acum s-a mai subțiat. 2.500.000 am luat. Adea e mică. Am luat pe vremea când eram așa de bătrân ca tine, luam încă și mai puțin. Luam din avuția acestui popor și dădeam pe la spate. Pe la spate, taică, dar nu mai pot. Așa, strofa a doua. Baba zice, Moș Bârlin, nu mai ești ăsta, nu mai ești bun de iubit. Păi cum să mai fiu murătură când mai am doi dinți în gură? Nu mai merge cum mergea, nu mai intră cum ieșea. Taică, nu mai... Asta cu ieșitul și cu băgatul au fost apanajul conducerii de mitocani, care ne-a adus în pragul falimentului. Iată, drag popor, stimată țară, un om cinstit care nu mai are cum să-și o bage pentru că nu se mai poate scoate, și așa trăim, așa trăiește acest popor. Nu mai avem pe unde să o scoatem, fraților. Mi-a băgat aseară nevastă mea că n-am mai ieșit afară, taică, de vreo 3 zile. Am mâncat niște ouă, le-am luat, e și scumpe, taică, nu se merită.
Nu să mergă, pe cuvântul meu de onoare. E bine, e bine că mai avem și ouă pe care să le refuzăm. Sunt cumva ouăle premierului, fostului premier. Nu, am avut 2.300.000 înainte, mi-am mai mărit-o. Am mărit pensia acum. E bine să o ai lungă, Bade. E bine să o ai cât mai lungă și să o aștepți cât mai mult. Așteptarea nu e niciodată zadarnică. Este așteptarea poetului, din ochii poetului. Cât l-am așteptat pe Mihai Eminescu și m-am întâlnit cu el, iată-l, în versiunea de astăzi, el reprezintă poporul român. Nici o punte, Bade, nu ne mai leagă de poetul nostru național. Nimic! Da, știi ce vreau să te întreb, că tu, mama ta, ești mai tânăr așa. Nu știți să mai dau abonamente de-alea pe CFR? De-alea gratuite? Cum se dădea pe vremuri odată? Ultima dată când am călătorit cu trenul, am făcut-o în imaginația iubitei mele. Și penultima oară eram cu fiul meu, cu Andrei Păunescu, călătoream în țara anumită Marmură. Era o marmură regală peste tot, curgea lapte și miere peste marmură, toți poeții se închinau de drept și Badea plângea la țară. Da, lapte, taie, de când am mai băut un pahar cu lapte, ai dreptate, taică, ai dreptate. E lapte de matcă, să știi, Bade. Laptele pe care l-a băut Avram Iancu la Țebea, laptele pe care l-a băut Matei Corvin. Mi-a oprit 30.000, mi-a oprit. Mi-a oprit, a zis că e pentru nu știu ce taxă de pensie, taică. Păi cum, eu primesc pensie și plătesc taxă de pensie, cum vine asta? Plătim tribut acestei epoci. Trăim, plătim tribut acestui neam, plătim tribut pentru fiecare. Nu ne-am fi născut, aici eram. Adrian Păunescu. Da, s-aude ceva la telefon, taică. Cine e? Dați drumul. Bună ziua, domnule Păunescu. Vă salut și vă salută țara. Domnul Vântu aici. Domnul Vântu? Păi ce faceți, domnul Vântu? Mă stăm în țară. Am sunat să vă spun că mi-am luat o scurtă valulă. Pustie. Îl aștept și pe Mircea să vină. Suntem prieteni de 4 ani, domnișoară. Care Mircea? Mircea Joană, domnule Păunescu. Păi, Mircea Joană. Mircea Joană, e ocupat, are de împânțit 1 hectar cu pepeni. Asta da, mai rămas. Pepenarul Mircea Joană. E băiat bun, taică, că se vede pe el. Am vorbit cu nevastă mea și ea mi-a zis că e băiat bun, Joană ăsta. E mare, ce să mai... L-ați auzit pe Baldea, lângă mine? De la Vlad Țepeș n-am mai avut un asemenea caracter. Dar nu-l bate pe Iliescu, nu-l bate. Tot Iliescu iese. Îl cunosc și pe Iliescu, domnișoara Chiriac. L-am depensionat și pe el. Domnișoara Chiriac e într-o pauză de istorie. Dânsa a ieșit și acum predă științe naturale. Sunt cele mai prețioase științe ale unui popor, cele naturale. Întrebați-l pe Badea cum mi-a intrat și cum i-a ieșit ghimpele societății în fundul națiunii. Care Badea, domnule Păunescu? Cârțan sau Mircea? Badea e unul singur, Adrian Păunescu. Nu mai pot să mă ascund. E unul singur. Să uită lumea la mine, mașină, la scop. Să uită lumea prin noi ca la Luceafăr. Luceafărul poeziei românești e viu, trăiește printre noi și brazii înconjoară. Sus la palatul de odinioară, Antonescu, Ceaușescu, Iliescu, Păulescu defilează. Ce tu n-am dat în astă seară, Adrian Păulescu. L-am prins și pe Antonescu, era mare om Antonescu. L-am pușcat ăia nemții. Nemții l-am pușcat. Am revenit, domnule Păunescu, și Antonescu este prietenul meu. Cine credeți că i-a dat porecla de Mirei Mathieu? Cât i-ați dat, domnule Antonescu? Cât i-ați dat? Antonescu, domnule Păunescu. Păi, cât i-ați dat? Antonescu, vreau să știe toată țara. Antonescu, lua șpagă! Lua șpagă! A luat șpagă, domnule Păunescu. Am văzut eu, într-o parcare, la Tâncăbești. Adrian Păunescu n-a luat șpagă niciodată. Să vină în față cel care Bade, spune tu. L-ai văzut pe Adrian Păunescu luând șpagă? N-am luat nimic. Ce să iau? La luna viitoare vine iar întreținere. Acum nu mai iau. Nu, mai gata. E mică, taică. Iată, un bătrân, mă scuzați un pic, un bătrân care recunoaște. Întreținerea e mică în această țară. E mică.
numai Adrian Păulescu are și mai mică. De la Napoleon încoace nu s-a mai văzut mai mică decât a lui Adrian Păulescu. Dar talentul poetului e peste tot. Talentul, steaua, bradul, columna. Adrian Păulescu e omul de lângă columnă. Domnule Badea, să nu mutați gardul, că am terminat cu grațierile. Și nu să faceți. O să ne închideți pe toți, cum l-ați închis pe tata și a smuls unghiile din cap. Asta o să faceți. Domnule Păunescu, o să ne mulți pe toți. Lăsați-mi copiii, lăsați-mi copiii să trăiască, să compună, să iubescă. Adrian Păunescu. No, am iubit, taică, de cât în cât am iubit și câte n-am iubit. Dar nu mai pot acum, nu mai, că uite, mă țin aici la spate. Voi rămâne veșnic, Bade, veșnic printre brazi, adunați la margine de lume, noi, cei trei, rămași stingheri, Ceaușescu Nicolae, Ceaușescu Elena, Adrian Păunescu. De Adrian Păunescu. Dar nu știu cine e la telefon, n-ai un antinevralgic? Sorin Ovidiu Vântu, domnișoara Chiriac. Cum te cheamă, Chiriac? Eu fi Chiriac de la Scara G, ăsta. Chiriac ăla, dar fost administrator, a furat și l-a prins aia. L-a băgat la aia, dar a ieșit până la urmă, săracu. Sunt... La balc, domnișoara Chiriac, la balc. Sunt elemente care deranjează. Plata întreținerii este o realitate. Acest bătrân, acest Bade, de la care învățăm cu toții fiecare secundă, nu-și mai poate plăti dările către stat. Cine e statul, domnule? Cine e statul? Statul suntem noi, domnule. Cine sunteți voi? Sorin, noi aceștia care îl manevrăm și îl manipulăm prin trusturile noastre de presă, domnule Păunescu. Eu și prietenul meu, Patriciu, noi suntem statul, domnule Păunescu. Să vă stea statul în gât. O să statul. Ne stea, domnule Păunescu, dar nouă pe o insulă în Caraibe, dumneavoastră în România, la frig. Adrian Păunescu nu călătorește niciodată. Ba da, în gând. În gând călătorește atunci când își propune să călătorească în gând. Gândurile sunt numai ale lui Adrian Păunescu. Acest Bade de lângă mine, care n-a mai mâncat ouă de 3 zile, dacă am reținut bine, nu și-a mai putut plăti nici măcar întreția. Nu mai are bec, becul de deasupra lui a încetat să mai pâlpâie. Am dat de 25. Vrei să-ți dau? De telefon al lui Adrian Năstase. El are niște ouă în plus de numărat, domnule Păunescu. Ne-am numărat cu toții. Acelea nu erau ouăle națiunii, erau ouăle de la Mănăstirea Neamț, furate în mod deliberat de către acea putere. Adrian Năstase e prietenul nostru, pentru că e pesedist, dar au fost alții înaintea lui care l-au silit să fure. S-au urcat pe umerii lui Traian Băsescu la Mănăstirea Neamț și au furat ouăle de ștuț. Le-au luat și rușii, domnule Păunescu, le-au dus la ei acolo, la Moscova. Față de această nedreptate, poetul se apucă să scrie. Lăsați poetul să compună calea ferată, să o pună în calea nedreptății și chiar dacă se mai repetă din când în când poetul, repetiția e mama învățăturii. Eu am fost la Rustai că, când a zis Antonescu, Vordon, treceți Dunărea. Și am trecut mai întâi Dunărea la Bulgari și după aia am ajuns la Ruși. Da, mă, ne-a prins Rusia acolo, vai de capul nostru ce a fost. Mie mi-a luat ceasul, a zis, da vai ceas, că la Siberia nu trebuie ceas. Mamă, și ce frig era acolo, că mi-am înghețat toate alea, când m-am dezghețat după vreo 10 ani, când am ajuns acasă. În Siberia este un climat plăcut, semi-mediteranean. Acolo a călătorit poetul, deportat de societatea care nu-l mai încăpea. Adrian Păunescu, a spus că nu călătorit. Adrian Păunescu pleznea de atâta cultură și n-a mai încăput într-o societate prea mică, unde întreținerea ajunsese la cote umilitoare. Și atunci Adrian Păunescu s-a urcat în balon într-o mongolfier. Era mongolfiera vieții care l-a purtat pe Adrian Păunescu în Siberii rătăcite pe culmi. Acolo și-a cântat poetul nepăsarea. Acolo și-a cântat poetul încântarea. Și acolo a căzut poetul într-un abis. E Siberia ceea ce am promis.
Am căzut și odată la țară într-un abis de ăsta, că s-a rupt scaunul ăla de lemn și am căzut în abis și mă miroseau urât, m-a spălat cu furtunul, aoleu, cum a fost. Dar era mai mic, taică. Ai căzut, bade, în rahatul țării. Rahatul care ne-a făcut pe noi rahați, într-o țară în care rahatul e la putere, să trăim, să trăim ca frați. Adrian Păunescu. Domnule Păunescu, în încheiere doresc să vă spun că vă admir. Puteți să scrieți poezii la foc de mitralieră. Asta este misiunea poetului. Așa a făcut și Goethe, așa a făcut și Rilke, așa a făcut și săracul decedatul Mallarmé. Cu toții ne-am adunat să scriem poeme. Noi avem o singură armă, mătura noastră de fiecare, mopul nostru este acest pix, pixul izbăvirii. Este un pix al imortalității, domnule Păunescu. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Păcat că l-am adus volumele. Bună în continuare, domnule Păunescu. Vă mulțumim pentru telefon. Să trăiești, tataie. Tataie îți mulțumește și el. Tataie e alături de noi. Și atâta timp cât această lume va exista, ea va fi lumea tataielor. Da, era una în Siberia, taică, Natasha o chema, bă, ce înaintare avea ea, uite atât avea o cârmasă asta. Și când era frig, ne băgam la ea acolo și ne încălzeam. Ai fost un fericit, tataie. Pentru mine, toate femeile erau cu înaintare jos, l-au așteptat pe poet în gară, zgribulite și-au lăsat firma jos. S-a înălțat poetul precum odinioară și l-a făcut apoi pe toate de la maț în jos. Adrian Păulescu. Era bună și caldă, Natasha, dar a singura problemă, dar ne-am obișnuit. Pe urmă a fost că ne scărpinam. Ne-am scărpinat, mamă, ce ne-am mai scărpinat după ce treceam pe la Natasha, dar pe frigul ăla murea și ei. Prin vitregii ulterioare, Siberiile noastre contemporane au decedat. A rămas doar Badea să-și scoată sula la iveală. Adrian Păunescu. Da, taică, uite ce, vă că scrie de Ceaușescu aici. Ia uite cum a fost un român adevărat. Asta-i Nănicu, că nu vă bine. Asta este Nănicu, el e de desubt. Ar vrea asta să fie Nănicu. Și asta grasul cine? Pe cine, Badea? Asta e... Cu cine seamănă ăsta? Că stă pe limbă, dar nu știu. Ăsta e la Lucescu. Lucescu să fie, dacă spui tu, Bade. E Lucescu, taică, dar parcă era mai slab, nu știu. S-a mai îngreșat și el, că am auzit că a fost mălap. Am învățat de la părinți. O fi luat de la ucrainiențe, taică. Nu mă întrerupe, prostovale. Am învățat de la părinți să-mi clănță-ne în gură dinți, dinții, altădată, inimioare, s-au preschimbat în domnișoare. Adrian Păunescu. De când am... Poți să vorbești, Bade... Când am luat-o pe nevastă, mi-a era domnișoară. Mă doar, taci din gură, mă doar în cot de bătrânețe, poetul amintirilor mărețe. Un Păunescu se naște odată într-o istorie, istoria este odată într-o vară. Dă-i, dar mai departe cu întreținerea ta. N-am plătit întreținerea. Mă duc mâine. Mâine e joi, nu? Joia se plătește la noi, numai mă joi, joia. Lasă-mă să termin. Joia nemurirea-i princiară. Poetul a ieșit afară și când s-a uitat pe geam, pe cine crezi că a văzut, Bade? Pe Eusebiu Camilar. Dar cine e ăsta, taică? E de la noi din bloc? Nu e. Eusebiu Camilar a fost un Camilar de primă. Acest om și-a imaginat omenirea la stadiul la care noi suntem azi. O lume de ochiată, o lume mizerabilă, o lume plină de paianje inimatale care te-au dus pe matale în pragul disperării. Te scărpinai, băi, ba, deodată, cum gemea Siberia toată, urlau femeile de atâția purici în lumea lui Agaton. Da, măcar să fi fost purici, taică, dar era altceva. Mi-e și rușine să zic că se uită lumea la noi. Aveai scarlatină. Da, nu mai știu cum le zicea, că le zicea la ei acolo, în rusă.
Erau niște mongoli acolo. De ce ni întregi te-ai scărpinat, măi, bade, ca să vii într-o zi printre noi? Să te ducă lumea întreagă la gunoi? N-ai fost decât un biet țără. Adrian Paulus. Mamă, și ce săpam la grot, taică? Dacă n-am săpat, în 10 ani am săpat o singură groapă. Așa de tare era pământul, puteai să sapi, că nu intra nici cazmaua, nici lopata, nimic nu intra. Ți-ai săpat singur groapa? 20 de centimetri am săpat. Poeții fac asta degeaba. Grupile poeților nu sunt niciodată gata. Singurul care a căzut în ea ești mata. Da, eram copil, stai, că ce știam eu? Ce mai întâmplă? Uite ce... i-am pus poza lui Neanicu aici și zice așa, uite că... Zice, scrie adevărul la ziar despre Neanicu. Că uite, a fost un regim teribil, desprins din... desprins din cărții sale, 1984. Vezi că lumea le grită pe Neanicu. Cu toții îl regătăm pe Neanicu, a fost un mare român. Alături de el, pe vremea respectivă, trăia un mare poet. Poetul și marele român au făcut din acea lume o lume respirabilă, o lume neatacabilă. Nici la Haga, cu recurs, n-am putut să fim atacați. Pe mine mă mai atacă așa noaptea. Noaptea e foarte nasol, taică, mai înainte de culcare. Te-au luat șalele, bătrâne. În această țară, toată lumea se plânge de șale. Pe Adrian Păunescu îl dor căile ferate. Poetul emancipării noastre. Eu cred că și mănânci mult, taică, așa că ești cam voinic, mata. Să știi că... Nu pățești ceva cu inima. Să știi că inima poetului este nepieritoare. Adrian Păunescu, pe pământ sau sub pământ, rămâne același. N-ai mâncat tu, n-ai mâncat tu atâtea chiftele cât am imaginat eu în ultima noapte. Am avut un nepot cam asta, mânca un salam odată de dimineața și am murit săracul, să știi. A murit? Poeții nu pierd niciodată, să-i fie ție la ușoară salamului matale. Mă întreb cam des, bade. Nu, ți-am zis că a venit pensia. A venit. A venit, nu n-ar mai veni. Pensia la români înseamnă nesimțire. Să-i aduci unui bătrân ca acest bade respectabil. Mă uit în ochii lui și-l văd pe tata. Tata care stătea în fața mea și plângea. Adriene, n-o să mai fie cum a fost niciodată. Și eu mi-aduc aminte de tata săracu. Acum 2 ani a murit. A murit tata. Da, el s-a ținut bine, a fost bărbat bine la viață. Auzi, stai că să mai arăt și mie unde e toaleta. Când ieșim. La toaletă te va conduce natura. Instinctul. Desișul, tufișul, acestea sunt elementele din ziua de astăzi. Dacă nu ești bade boschetar, ai trăit degeaba. În lumea de astăzi, boschetarul e mai presus decât poetul. Ăștia am ajuns să fim, să-l vedem pe Adrian Păunescu gol, în fundul gol, în reviste. Inimaginabil. Păi, și vede cineva pe Eminescu nezbrăcat. Dumnezeule, subteiul Eminescu, Eminescu gol, răgnind la lună, cu întreținerea neplătită. Și-l imaginează cineva pe marele poet? A, parcă am auzit și de ăsta, de mine. Hai că eu mă duc, taică, mă duc că nu mai e. Mă duc eu acasă, mă așteaptă baba să... Mă fi făcut și mie să încălzesc și ciorba aia, să dau la mâncare, că am niște canari. Mi-am luat canari, taică. Ți-ai luat canari? Canarii te vor conduce atunci spre pauzele comerciale. Ia, ce frumos cântă! Ce fraz de cruce are. Se antrenează pe străzi, mănâncă din gunoaie, aleargă împreună cu câinii vagabonzi, sunt pe ultimul loc în clasament. Asta e singura diferență între Postul și Rapid, poziția în clasament. Ia uziți aici, administratorul delegat al Fiorentinei, Sandro Mencucci, îl cheamă pe ăsta, a declarat că agentul lui Adrian Mutu, respectiv Victor Becali, ar trebui să vorbească mai puțin, referindu-se la faptul că Victor Becali spusese cu o zi în urmă că va cere o mărire de salariu. Băi, Stănescule, tu ai impresia că eu, mie îmi spune Mencucci cât să vorbesc?
Păi cine e, puci ăsta, bă? Nu vorbesc? Am vorbit despre cine? Despre Chimu, despre Mutu, despre cine? Despre Mutu. Păi v-ați văzut jucători reprezentați de noi? Vorbesc despre Mutu, îl reprezint pe Mutu. Ce treabă are Mencuții ăsta sau cu Scuții, cum îl cheamă, cu Mutu? Stai să-ți vadă treaba lui. Nu am fost, eu nu l-am văzut pe omul ăsta în viața mea. Păi care-i problema? M-am întâlnit, am fost cu Giovanni, am mâncat ceva la restaurant, m-am întâlnit cu Murati. Doare pe mine de Mencuții ăsta. Bun, ai gând să vorbesc mai puțin. Păi acum, după ce am vorbit atât toată viața, voi vorbi mai puțin acum. Să știți că asta e parfumat, că italienii... Bă, să știți că și noi suntem parfumați. M-ai văzut pe mine că miros urât? E adevărat, n-ați purtat chilos de 100 de euro, ei nu poartă, că de-aia se și spune chilos italienești. Păi, ai văzut? Lasă-vă pe mine, îmi place și îmi fac treaba mea, Mencuții ăsta sau cucuții ăsta își face treaba lui dacă și-o face. Și noi o să căutăm lui Mutu un club, o să vedem noi care. N-am cum să vă spun în momentul de față care va fi clubul lui Adrian Mutu. O să vedem ce comision o să luăm. Portsmouth. La Portsmouth, de vă spun ceva, nu o să vă aduce acolo. Nu o să se ducă acolo. Dar există o ofertă din Premier League, domnul Becali? Există. Există, avem și din Premier League, avem și din campionatul Spanii, avem peste tot. Deocamdată băiatul e bine acolo unde e. Ați văzut că a participat și la ajutorarea sinistrațiilor aia din Salvador sau unde a fost cu tremurul. Adrian în Panama. În Panama. S-a dus acolo, a dat și o raită până acolo. Adrian Mutu și-a revenit. Schis prea puțin despre Chimu, despre Mutu, care marchează, văd că la foc automat. Da. Pe voi vă interesează ce face Mencuții ăsta, în camera papucii. Vreți să vă număr acum material despre Mutu? Începem cu ultima pagină. Așa, înmerați. Mutu. Da. Penultima pagină. Da. Mutu. Păi văd că aici e curva asta. Păi eu am avut-o pe asta cu Giovanni acum 20 de ani, n-a scris nimic. Păi, dar acum ce că e cu Mutu? Așa, ia să vedem. La pagina 12. Păi vrei să vă spun ceva, măi, măi, stai. Iarăși, ia uitați, Mutu. Mutu cu Prandelli. Stai să vă explic cum e cu Mutu, bă. Băi, Mutu este familist. El mare timp, la cum joacă, ar fi și greu. Unde să mai ducă la pe Gagici? Bă, voi nu vedeți pe Mutu ăsta decât la Gagici. Ia uitați, Mutu iar, în pagina 9. Bă, dar voi nu... Patru materiale până acum despre Mutu. Măi, voi nu vedeți cum joacă? Păi cine a mai dat, că voi vă pretindeți că vă pricepeți la fotbal, cine a mai dat, bă, atâtea goluri în anul ăsta cât i-a dat Mutu? Veniți să spuneți că s-au dus la Gagici. Ce Gagici? Din nou Mutu, în pagina 4. Tănase, pe urmele lui Mutu. Păi peste tot e pomenit, sunt 5-6 materiale în fiecare zi. Atunci dacă sunt 5-6 materiale, să scrieți despre Mutu, de bine. Nu să-l băgați tot timpul tot felul de cioacele voastre, inventate de voi. Păi de bine spune. Băi, sunt inventate de voi. A venit la mine băiatul într-o zi cu Osuelo și mi-a spus, băi, Victore, ăștia inventează macioace despre mine, dă și tu un comunicat. Am ieșit și am dat un comunicat. Scrieți foarte puțin despre Chimu. Voi că s-a accidentat, Chimu l-a luat la mișto. Băi, mă știți cât câștigă Chimu într-un an, mă? Păi nu câștigați într-o viață, cât tu cât câștigi, mă, pe lună? Apropo, cât câștigi, mă? Dar nu pot să vă spun, e confidențial salariul de 200 de euro. Câștigi 200 de euro și îmi dai mie telefon, mă? Hai, bă, lăsați-mă în pace, tu la 200 de euro lui jur pe Chimu în ziare și la radio. Din păcate să știți că Mencuții ăsta nici nu vă știe numele. Băi, ăsta... N-a exprimat așa, cred că agentul lui Mutu, deci n-a zis... Băi, spune-i lui Mencuții ăsta, că văd că te înțelegi mai bine cu el decât cu mine, să-mi care papucii, mă, mie și lui Giovanni. Și că ar trebui să vorbesc mai puțin. La revedere, o să vorbesc cât vreau eu, ai înțeles? Da, ne pare rău că nu se mai înțeleg procuratorii din familia Becali cu... șmecherii de pe la cluburile din Serie A, dar își revin ei, nu e o problemă, și la urma urmelor are dreptate Victor Becali. Păi cine e Mencuții? Când noi stăm de vorbă cu Massimo Moratti, de pildă. Ne termină, chinezii ăștia au băgat două reprezentante în semifinale la Kangoroș. Scrie Li, păi de asta v-am spus că nu mai merită să urmărim turneele de tenis, nici în circuitul masculin, nici în cel feminin. Chinezoaică în semifinale. Da, dacă ajunge o chinezoaică în semifinale, ăștia în care se știe că nu evoluează niciun fel de competiție la niciun sport decât dopați,
Atunci, imaginați-vă cam ce a devenit tenisul. Aoleu, nici nu știam. De ultima oară când chinezii au ajuns în semifinale, au fost după aia în finale și au și câștigat, îți amintești la un moment dat în atletism. Toate probele erau câștigate de chinezoice. Luau ei, nu știu ce bălărie de aia de-a lor, o plantă medicinală, care le mărea performanțele într-un an cât la alții 7. Și toate probele de fond și de semifond erau câștigate de chinezi sau de chinezoice. Din fericire... După care toate rezultatele au fost anulate. La câțiva ani după și-au dat seama cei de la Federația Internațională că era făcătura. E, din nefericire în tenis nu se va întâmpla chestiunea. Asta e loc pentru dopați cât cuprinde. Echipa lui Moreau și Valverde se va retrage din ciclism după anul în curs. Se vor orienta spre susținerea Franței la Jocurile Olimpice. Se retrag. Ar fi tare să se organizeze un campionat al cluburilor de fotbal la ciclism, așa cum e campionatul auto al cluburilor de fotbal câștigat de Liverpool anul trecut. Uite, eu nu știam, au luat un titlu până la urmă Liverpool. Gigi ar fi criminal, ar fugi cu mașina pe lângă cicliști. Pedalează, băi, javră, care e javră, bagă-ți prin bănele că te-am băgat la ciclism de pomană. Ar fi într-adevăr o cioacă. Băi, să vedem. De data asta să știi că v-am sunat eu, Victor Becali sunt. Băi, ce-o dați pe asta, bă? Giovanni îmi promuta la Galatasaray. Bă, voi sunteți nebuni? Bă, voi credeți că Giovanni mai are nevoie de Galatasaray? Bă, la Giovanni a făcut clubul ăla, mă. S-o fi împrumutat de la Galatasaray. Ce vorbești, mă? Tu care ai 200 de euro, spui mie de unde ia Giovanni bani? Nenorocitule. Băi, Giovanni le-a dat bani la aia, ascultați-mă pe mine. Da? Giovanni, delul ăla lui Darlis Amien, câți bani vrea el? Da, a văd că a apărut la voi pe site știrea Giovanni împrumutat la Galatasaray. Bă, de unde le scoateți, mă? Victor din Oradea, era să zic Olanda, ne salută și el. Salutări de aici, băciocoflenderilor. Din păcate, Bihorul nu mai revine la linia de plutire. La ce patron ați avut? Ne salută Georg Lorenz. E un jurnalist retras din activitate, freelancer acum. Nu știu dacă a ieșit la pensie sau nu, dar era corespondent pentru tot ce însemna sportul german în mai toate publicațiile de la... Dar știu pe Lorenz ăsta, nu dea niște prostii. Ăsta a scris toată de mine că m-am dus cu Giovanni în Suedia să duc pe nu știu cine, de acolo și când ne-am dus la Gagici. La Gagici în Suedia? Păi parcă eu cu Giovanni am nevoie să zicem în Suedia după Gagici. Cum mă știi pe mine, mă duc la Gagici eu. M-ai văzut pe mine la Gagici. Da, am auzit că vă mai duce. Când? Când m-ai văzut tu mă la Gagici pe mine? Dar nu e nimic rău în asta. Dar te-ai dus tu altă cu mine, tu ai tu față să te duci cu mine la Gagici? Tu crezi că se uită, bă? Bă, tu crezi că se uită vreo gagică la tine dacă te duci cu mine sau cu Giovanni? Se uită la tine vreo gagică? Așa e tu impresia. Vedeți-mă, bă, treabă. Bă, voi v-ați învățat așa la 200 de euro să ne trageți spune de băținare ăștia cu 20 de milioane pe lună. Milioane parai. Da? Bă, tragi cu... Se uită gagica la tine dacă te duci cu mine la un bordel sau la o curvă. Da, își recunosc, nu pot să concurez cu dumneavoastră. Strasbourg se duce ușurel spre Liga a treia. Rezultate ioc și financiar sunt de retrogradat. Mi-au plăcut prin anii 90, când era tovarșul Giorca F pe acolo. Nu vă mai luați de Grigore Crivean, scrie Pretender, e singurul care a spus adevărul despre Revoluție în 100 de episoade, pe care doar el le-a văzut. Aici să-i termin un puțin, ai rămas de văzut. Eu fost singurul care s-a urcat în elicopterul condus de general Mailescu, care l-a și dus la Udrală, că s-a de la Botem pe Marco Ceaușescu. Dacă l-a văzut ultimul episod, în seara asta, să se uite pe Vox, dar, uite așa, pac, la cumărul Ceaușescu, de acolo se vedea mamirii ăștia de la Botem, avea 30 de metri până la șosea, uite așa, pac, cu durată, toată lumea s-a uit, Ceaușescu s-a fost atunci, dar eram tot Grigore Cateanu, nu m-aș fi gândit niciodată că m-am 3 zile de trăit. În momentul în care au coborât acolo în elicopter, știi ce am făcut elicopterul atunci? Molotanu, fără să ascunde comanda, fără să ascunde comanda Ceaușiștilor, s-a întors la București. De ce? Era frică ca Ceaușiștilor să nu-i mai dea cu comandă să se ducă cine știe unde. Deci de frică s-a întors la București și a lăsat pe Ceaușiști acolo câmp. S-au văzut în câmp Ceaușiștii, ce nu știu ei, mai au 3 zile trăit. La 3 zile după aia
aveau să se îmbuseți. Auzi, băi, tărane, uite că m-am băgat și eu în direct în seamă, că m-a sunat Giovanni, mi-a zis că e Victor la voi. Ce mai, bă, Victore, bă? Păi n-ai mai trecut pe la mine, bă, te așteptare voastră mea seară. Te-am făcut plăcintă de-aia, cum îți place. Băi, tărane, auzi, băi, cartianule care ești, băi, ia să-mi aduci tu ceasul mie înapoi, m-ai înțeles? Ceasul ăla pe care ți l-am dat să-mi-l aduci înapoi, că vă că ai gura mare. Bă, neam de neamul tău, bă, n-a avut ceas de ăla, bă. La voi stat cine avea ceas era primar. Nu ți-e rușine, băi, bagabontule, să te iei de mine și de Giovanni? Ia să aduci ceasul, atât am vrut să vă spun. Domnule, care nu știe să dialogueze. Eu nu știe să dialogueze. În momentul când termină ce ai spus, e telefonul, ce pău. Domnule, care ai zis un ceas pe care mi-ați dat, primul era de plastic. A fost cu el la manet și mi-a spus, e voi, mă știau aia acolo, că citeau adevărul. De plastic și-a pus nevastă ta, băi, bagamontule. Aici o să-ți dau replica. Zici că văd că cu tine nu se mai discuta. O să-ți dau replica direct în ziar și o să merge la judecată. Care ziar, bă? Ce tu ai ziar, mă? La judecată, să știi. La judecată, pentru că eu... La judecată? Păi te lasă, bă, aia pe tine să intri în tribunal, bă, când te-or vedea așa. Bă, acolo trebuie să-și la costum, bă, la cravată. O să iau acreditare. O să iau acreditare și costumul de să iau acreditările, da? Și o să vin acolo să ne judecăm. Dacă nata vorbește așa cu soția mea, care este o fată extraordinară. E, lasă că-i spun eu lui Agoniseală, dacă e cu acreditarea. Mai înțeles? Lasă că-i zic lui Agoniseală să vă retragă voi acreditările. Ia nu mai veniți voi, bă, la mici. Ia să stați acolo în parcare cu ea de la Peluza Sud și cu ea de la Peluza Nord și cu ea de la Tribuna a doua. Stați voi în parcare, voi, cartianule. Și tu de la mine să nu mai vin vreodată să-mi cer bani mie. Cartianule, mai înțeles? Domnule, care, ultima oară când v-ați luat bani, vă amintiți că v-ați spus că n-aveți muzare goale și știți ce mi-ați mai dat? E să văd dacă aveți memorie, domnule, care, ce mi-ați dat? Asta o bomboană, o bomboană mi-ați dat. Asta mi-ați dat. Sau zice... Păi, dar mai mult nu meriți, băi! De ce să-ți dau mai mult de bomboană? Ata las, vă l-o dați acum. Să știți că eu nu vă iert. Nu vă iert, este muzeu vertical. Muzeu vertical. De-aia nu mai pot eu, bă, că nu mai ierți tu. O să vă traucem în justiție, să știți. Pac, pac, uite așa, pac, pac, și gata cu Gigi Becali. Bă, îți scătem din viața politică. Da, din păcate, relația Gigi Becali-Grigore Cartianu s-a deteriorat. Dar ne scrie despre un alt băiat deștept, Daniel, pe forum. V-am auzit vorbind despre deștepți. Un exemplu este Mustăciosul. Cum îl cheamă până la care în toată aia? Bun venit la Oradea. Nu știu dacă el se referă la treaba pe care am făcut-o noi săptămâna trecută. Întreabă-l dacă se referă și la treaba aia. Eu data trecută când am fost, paha cu apă, dacă poți să mă dai și mie. Am gura uscată, câte afaceri am făcut. Și mă, deci, m-am dus, m-am primise domnișoara aia, Durdulie, când mai știu cum o cheamă. Și uite cum e treaba, m-am zis, mă, ce ar fi să facem o afacere cu mistrețe? M-am dus la Balc, cât am cumpărat mare lucru, 2-3 mii de capete am luat, venisem din Tanzania. Și mi-a spus Wolfgang, păi să luăm să facem o afacere după care îi împușcăm pe toți. Mine pe cuvânătare, pe vreau tatăsolul Petre Roman, dacă știți voi, era mare vânător. El s-a dus odată în Spania și le-a omorât alea toate ciutele. Nu știu cum trăgea ele. Mulțumesc. Că altfel nu poți să faci treabă dacă nu te duci. Nu te... Știi cum vine treaba? Nu omori tu, tu omoare ele. Așa e și în afaceri. Degeaba vine, pliculez de ceai, degeaba vine dacă tu stai, afacerea nu te așteaptă pe tine, domnul Stănescu. Eu când am jucat hockey, că nici nu cunoscusem bine pe Ilie, mi-a spus mie un neamț odată, dom'le, dacă stai pe axa pucului, vine pucul ăla la un moment dat între picioare și nu ai cu ce să te duci la femei toată viața ta. Asta am învățat eu din afaceri. Asta am învățat eu, să nu stai niciodată în calea pucului. Te duci tu și iei tu pucul de coarne. Uitați ce spune cineva despre dumneavoastră, domnul Siria. Că anul trecut a luat o mașină în leasing, iar cei de la firma respectivă, ca să nu-i fac reclamă, mi-au făcut o asigurare pentru mașină la Allianz alu dumneavoastră. L-a costat pe om 522 de ron pentru 12 luni. Anul ăsta i-a sunat omul din nou
să le trimită asigurarea. Cinste, mă iertați, 522 de ron la costa ce? Asigurarea pentru mașină. Fără TVA. Cred că are TVA-ul inclus. Și dacă are, mă rog. Anul ăsta i-am sunat, scrie Daniel, să-mi trimită asigurarea pentru că era ultima zi și mi-expira RCA-ul. Bineînțeles că au fost prompți, mi-au trimis asigurarea a doua zi, numai că am avut o mare surpriză. Costul asigurării pentru RCA este de 822 de ron pentru 6 luni. Deci anul trecut 5.200.000 de mii de lei vechi pentru 12 luni, anul ăsta 8.200.000 pentru 6 luni. Păi, te să explic eu. S-a mărit cu 200%. Să explic eu, domnului. În primul rând, cred că a plătit TVA-ul de statem sinema. Dar lumea nu-și mai permite astăzi, pentru că cum stă treaba, mă? Dacă nu faci afacerea în primele 6 luni, vine asta de la putere și știi ce îmi spune? S-am închis măgăoaia. Mă sună Adrian Năstase alaltă, spune, știi ce îmi spune domnul Năstase? Domnul Țiriac, păi dacă eu ajung premier, închidem toate afacerile. Și de asta vin eu și spun ție acum și spun dumnealui, dacă nu făceam atunci mișcarea, să-i măresc lui taxa de la 528 la 824, rămâneam cu avioanele nevândute. Asta-i afacerea. Am și vorbit, am înțeles, Germania să mai mi-aducă 20 de avioane, dar când le plătesc? Eu n-am niciun ban. Aștept să crească piața. După care știi ce fac? Îți dau ție un Warburg, tu te duci cu Warburgul să-l dai la asigurare și eu mi-am cumpărat avionul. Ai văzut? Da, vă pricepeți la afaceri, domnul Tiriac, pe mine nu m-ar fi. Eu nu mă pricep atât de mult la afaceri pe cât le simt. M-a și sunat zile trecute președintele Băsescu și mi-a zis, mă, Iane, cum facem să închidem niște treburi? Zic, ce treburi, Traiane? Păi, zice, aici în jurul meu nu mai merg treburile. Eu nu mă bag, mie nu-mi place politica. Dar am dat telefonul unui șmecher din Germania și acum știți ce s-a întâmplat? M-a sunat președintele și mi-a spus, le închide ăla. Ați văzut? Le închide ăla. Că ăla nu stă să vii tu să-i le închizi, le închide el. Da. Sir Alex Ferguson n-a mai pierdut niciun meci pe 27 ianuarie de la venirea lui la United. Își face curaj, Alin. Acum se leagă de data la care se dispută meciul. Ultimul meci pierdut de Manchester United pe 27 ianuarie a fost în 1934 cu Brentford. În 1934, iartă-mă că te întrerup un pic, în 1934 eram la Singapore. Făceam o afacere cu niște bile de alea de bowling, că mă sunase cineva să-mi spună, bă, la ăștia nu merge treaba cu bilele. Și ne-am dus noi, mă amintesc, cu Ilie, cu niște bile, uite așa, încărat în avion, cum car astăzi ăștia sticlele de vin. Noi nu beam pe vremea aia, că eram sportivi. Și bă, ne-am dus la ei să vezi ce treabă au făcut cu alea. Dom'le, dădeam două bile, luam o gagică. Dădeam gagica înapoi, luam și bilele. Și uite așa, ne-au așteptat aia, m-am dus cu Daimler. Când am ajuns la aeroport, ani n-aveau încă aeroport acolo. Sunt în Malaezia la aeroport. Știi ce ne-au zis? Păi, Ioane, dacă nu veneai matare, rămâneam cu bilele pe cap. Uite așa, am învățat și pe aia cum să se descurce. Și acum mai ai nicio treabă. Când te-ai dus acolo, e ca la New York, ești. Da, cine n-are Ioan Țiriac să-și cumpere. Și după ce îl cumpără, să-l vândă. Nu știu de ce vede lumea pe Eintracht așa o surpriză, îi face complimente Edli lui Alin. Pentru mine, sunt una dintre cele mai mari echipe ale Germaniei, așa am rămas cu ei din anii 80-90. Era o echipă de care auzeai mereu. Sunt și membrii fondatorii Bundesliga, ocupă UEFA în anul cu 4 semifinaliste din RFG. În anii 90, jucau la ei Binz, Yeboah, Müller, Bain, Okocha, Stein, Gaudino, Bertolt, tot de la ei a plecat, au avut o perioadă urâtă, dar au nume mare. Păi, da, sigur că au nume mare, dar ce folos?
bineînțeles, îi scoate pălăria în fața lui. Îți spune, îți spune ce cu numele astea, am stat să-l ascult, de ce m-ați sunat, mă? Am stat 20 de minute pe telefon. Nu ați stat sunat, n-am sunat noi. Eu n-am nici de pe ce să sun, mă. Aici unde mă aflu, eu n-am nici de pe ce. Ce un minut, mă? Păi mai aveți cartela aia, că o plătește tot Adrian Sârbu. Stai puțin, ce un minut? S-a plecat cu telefoane cu tot imediat, prost. Ăsta, măiețașul ăsta de la Brutane îmi spune un minut, mă. Bă, mă sunați de 20 de minute și spuneți că mai am un minut? Păi, bă, tu știi cu cine vorbești, mă? Bă, sunt Florin Călinescu. Bă, îți cumpăr eu. Ce emisiune vine, băi, Andy? Nu mai știu, comitetul de urgență. Cumpăr eu, bă, comitetul de urgență și pe duduia asta, care e aici lângă el. O cumpăr eu cu ochelarii aia, cu tot. Și stau și vorbesc până la 7, care e problema? Mă mai dau ăștia la televizor dacă stau până la 7? Dacă nu mă dau, nu mai vorbesc, nu se răcesc gura de pomană. Asta și-l ascult, bă, pe babalâc cu ăsta de țiriac 20 de minute să-mi spună ce. Băi, bă, îți povestesc eu ce-a făcut el cu mistreții. Că a vrut să facă și mie afacerea aia și să-mi dea țeapă. Ăsta vă cumpără restaurantul numai cu cardola de buzunar. Lasă, bă, că am eu alte restaurante pe care nu mi le nici nu poate să intre țiriac în ele, că nici nu știe lumea acolo unde mă duc eu, da? Să nu mai spună asta niciodată, că mai am un minut. Că, bă, cumpăr toată televiziunea asta. Cumpăr toată televiziunea și aparatura asta. Bă, eu aveam aparatură din asta când încă nici nu făceam afaceri cu Sârbu. Și deja aveam... Sport Total FM.